Vă salut, dragi prieteni! Astăzi mă aflu în localitatea Ostrov, foarte aproape de orașul Hațeg și Sarmi Segetusa. Suntem la domnul Daniel Iovănesc, crescător de țurcane breze. Daniel, te salut! Ciao. Bine ai venit la mine să vezi turma! Bine m-ai primit, pentru că eu am fost cu inițiativa să facem un videoclip, știind că... Petița, hai la tata, ha! Știind de la Vlăduț că ai o turmă foarte frumoasă și exemplare de excepție. Da. Așa că... Am căzut amândoi de comun acord să facem un videoclip cu oițele pe care le deții. Da. Așa. Urma asta de aici. Sunt în jur de vreo 400 și vreo 50, dintre care numai 200 sunt mele. Restul mai este și la vecini și... Deci ai și în pază. Da, și în pază. Și doar tu singur te ocupi de toate? Da. Acum doar eu dau și le păzesc. De vară mă ajută fratele meu. Când e la mulți și la alea. Și acum pe toamnă doar singur. Și cu nutrețul pe timpul iernii și pe cum te descurci? Pentru că e destul de greu să... Ne facem, avem utilaje, mai... La tata. Și prețurile știu că au sărit în aer foarte mult. Da. Ala, că anul ăsta nu s-a prea făcut. Cauza la seșetă, dar ce nu îi mai cumpărăm. Asta este, dacă mi-e drag de ele. Categoric. Oricum ai niște exemplare foarte frumoase. Da. Trebuie să ai și la niște prieteni în vale. Sfămic, ala tata, ha! Toate sunt frumoase. Hai la tata, ha! De cât timp te ocupi cu... Acum am... Cu meșteșugul ăsta, să zic așa, pentru că... De 11 ani, ăsta 11 ani când m-au ocupat zi și noapte de ele. Se și vede, pentru că selecția asta o faci în timp. Ei, și încă mai niciodată n-a ajuns la o performanță, să zici că... Hai tu, hai la tata, uite asta cum e. Hai tu, hai, fetița, hai la tata. Când te vezi la ele, ți-e mai mare dragă. Asta așa e, dar în spatele la toate frumusețile astea sunt foarte multă muncă. Exact, și nopți nedormite. Exact. Sacrificiu mult în care nu poți să mergi întotdeauna, să mergi să te distrezi, să ieși cum ies alții, trebuie să fii lângă ele. Că dacă nu ești tu, nu ai întotdeauna rezultatele respective. Categoric. Asta e de când e lumea, pentru că unul care vine n-o să aibă niciodată grijă de lucrul tău exact așa cum îl ai tu. Exact. Că... Niciodată nu vreau să le pese, doar să le fie, să iei bani și cam atât. Categoric. Dragostea pentru ele din partea altora, exact. nu îi care îți vine... Ce să dai, exact. Să faci altceva? Am zis, bă, dacă tot e drag, că la un moment dat microbul ăsta, știi cum e? Odată ce ți intră în sânge, nu te mai poți lăsa de ele. Și atunci, acum să mai și merită. Da, da, un da. Pic. Ei, un preț și la un pic la brânză și la miel și ne descurcăm. Chiar cu produsele, cum faci? Ai piață de desfacere? Da, asta e vină. Dacă faci marfă bună, dau cașul și ăla am clienți care fiecare au venit, unul a luat, de unii a luat. Da, 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 și din vorbă în vorbă. Exact. Deodată e cam bine. Doamne ajută, pentru că e și păcat când
când muncești cu dragoste, trebuie să... E imposibil să nu vină și rezultatele muncii, pentru că... Tot ce faci din pasiune, e imposibil să nu dea roade. Acum... Hai la tata, hai! Le place, ha! Sunt și foarte blânde, am văzut de când am venit, oile vin la mână, sunt foarte, foarte blânde, sunt obișnuite. Acum cât ai ele, asta dacă tot eu toată ziua tot numai cu ele, nu prea așa cu lume, agitație, nu le prea vrea la lor, le place lor atâta, dar așa, cât atâta, nu sunt așa de sperioasă. Hai tu, ha! Ce mă, fetițele? Așteaptă și ele să vină zăpada, să vină porumbul, să primească din belșug, acum crezi mie în ele, mai un pic, apă urmă, începe să, din februarie încolo, să încep fătările. Hai la tata, hai! Acum încet, încet le tragi spre casă, bănuiesc, înainte de sărbători și cele care le ai, pe care le ai în pază. Dai, le dau și pe urmă o să mă duc cu ele la Saivan și atunci le punem pe Saivan. Da. Atunci intră pe cheltuială. Da. Până la primăvară. La primăvară vedem ce, cum le-am iernat, cum ori ținut mie, ce am scos, care e de sacrificat, care nu-s de ținut. Oricum, dacă o să vrei în iarnă, când o să vin la domn Florin, la domn Sucioni, am o invitație la el să facem și la el cu miei și cu oile, pentru că și el deține niște oi foarte frumoase și de calitate, tot breze de aici, de la noi. Da. Și atunci, dacă îi, oricum o să mai facem un video, că bănuiesc că cu siguranță atunci o să ai și tu mieluți. Da. Și facem și acolo la Saivan un videoclip. Doar ale tale și mele, exact. Exact. Ce-i, mă, ce-i? Hai la tata, fetițele, hai! Bun, pe care da de frumoasă! Vezi și mai mioriță, și oachișă, și breză. Uite, aici are o mioriță dragă mie, asta are mai micuță, ia, dar e o lână frumoasă pe ea. Tu, hai tu, fetița! Hai, tati, tu! Așa cum pui în nas. Hai tu, hai, tata, hai! Ăsta-mi plac niciuna mult. Când te uiți așa la ele, ce tu, hai! Se văd cât de bine sunt îngrijite. Acum seara cum ori da, i-or fost, că numai ce ori da, i-or pus la spate doar din ce ori mânca de la iarbă. În rest, nu ori apucat să mănânce. Dacă o ținut vreme așa, mult porumb nu-i tocat. Și ele numai de la iarbă. Ții, tu, hai la tata. Oricum, se vede că sunt îngrijite foarte bine și că te ocupi. Sunt mulțumit de ele. De curate și curate, pentru că nu dorm închisele, le dorm așa la liber. S-au învățat așa, au numai drobii de sare, uite acolo e rulotă, eu dorm la rulotă și ele dorm afară. Da, deci exact aici le și noptezi în câmp. Ceva probleme cu astea am avut? Mai e ceva șacal și ăla, dar am câini bun și n-am avut atâta treabă. Mai cu ce vulpe sau ăla nu a fost chiar așa de grav. Când am filmat și aici la mine și Simonel zicea că urlă șacalii noaptea, cel puțin acolo la noi, e și exact sub pădure, aici avem retezat în spate, da, e exact muntele. Aici urlă seara, se întunecă și ăla, dar nu, dacă ai câini buni și ăla, își fac treaba. Da. Nu se apropie, asta da, e foarte bine. Că... O mai fost, de exemplu, un alt an, acum 2 ani sau când am stat cu ele încolo la drumul Clopotivii, a fost o ursoaică cu 2 pui și ăla, dar dacă am fost cu nebun și ăla, nu am avut probleme. Da. O da și s-o dus. Ții tu, hai la tata, tu! Ții tu! Astea are soi frumoase al prietenului meu, Filimon Vreja. Îl știe toată lumea. Are niște exemplare foarte frumoase. Și îngrijite. Chiar sunt superbe. Da. Super. Se vede și calitatea, adică. Da. Deci că sunt gemene astea două. Da. Vă rog să mă scuzați că eu sunt foarte, foarte răcit și am o voce, cred că se aude, din câte am observat eu, se aude destul de ciudat pe cameră. Însă am răcit puțin.
Ce tu, pitiță? Ce? Ce? Laia. Laia. Defătat doar de prin februarie, îmi ziceai ceva. Da, că... da, da. Doar din prin februarie, că așa au început să se mărlească. Din februarie, de prin 8 încolo, dacă ajută Dumnezeu, încep și ies mieluțe. Doamne ajută să fie bine. Oricum, atunci începe și mai mult munca. Atunci, cu zi, cu noapte. Dacă nu o faci, știi cum e, o faci de atâta timp și atâta ăla, o faci din dragoste și ăla abia apuci. Să vezi și care cum iasă, ce scoate, care mieluță, care berbecuț, care... Și atunci, uiți de greutate. Aici se vede dragostea pentru ele pe care, pe care o ai, știi? Pentru că pentru, pentru multă lume zice că e foarte greu că atunci când fată oile și e mult de muncă cu ele, știi? Că zi, noapte trebuie să fii, să fii, da, tot lângă ele. Da, trebuie să fii în permanență lângă ele, trebuie să... Da, aici nu e sărbătoare, nu, e, nu da, contează da, că plouă, da, nu contează că ce îi, că poți, că nu poți, trebuie să da. Fii lângă, lângă ele. Dar, pe urmă, când stai și te uiți la ele și ele, la cât ai muncit și la cât muncești, parcă nu mai ai nicio, nicio treabă, știi? Hai, da, da, da. Ține. Hai, tata. Foarte frumoase. Foarte, foarte, foarte frumoase. Care, hai la tata. Pentru toți care au și cresc animale, să țină ca lumea, să fie toate frumoase și îngrijite, și care nu are să-și cumpere și să le iubească, că e o satisfacție enormă pentru toți. Că-s foarte iubitoare. Hai, fitița, ții, bă, hai, hai la tata. Aici te liniștești și te relaxezi cel mai bine cu ele și între ele. Când te uiți la ele, hai la tata, ha? Tipi, hai la tata, hai. Hai, 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 fugi.
Daniel, eu îți mulțumesc pentru că ne-ai prezentat. Eu sper că să se uite toată lumea, are ce să vadă, pentru că oile foarte frumoase, sunt și îngrijite deocamdată. Se putea și mai bine dacă era să fie un pic ca porumb, mai mult să dea să mănânce, dar asta e, acum o să le dăm noi la ea. În rest, ce să sperăm că ține timpul, că când o să fie pătările, să țină, să nu fie chiar așa frig, să fie moale timpul. Și în rest, să avem sănătate, să putem să mergem înainte. Eu îți mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Te salut. Și te salut. Și tot respectul. Spor în continuare de muncă și sănătate multă. Când încep să fete. Exact. Cu siguranță voi trece, voi trece și ne vom. Atunci, categoric. Vă salutăm pe toți. Da, salutăm pe toată lumea și să se uite la ceva frumos, că dau nimica de pierdut.